Neața, nu știu câți dintre voi sunteți pasionați de adrenalină și de sporturile extreme, dar pentru că pe mine mă atrag foarte mult lucrurile care mă pun la încercare, domnul Dani s-a gândit să-mi facă un cadou și să mă trimită la o cursă adevărată de raliu și nu una obișnuită pe asfalt, ci una chiar pe macadam, unde nu am mai fost niciodată. Dar astăzi am ocazia să fiu în dreapta unuia dintre celui mai bine cotați piloți de raliu din România. Simone Tempestini, bună dimineața! Bună mulțumesc dimineața! Eu mă bucur că ai venit și că ești dispusă. Da, eu mă bucur mai tare că sunt copilotul tău astăzi. Ai avut vreodată copilot o femeie? Am avut deja. Ai avut? Această experiență și chiar am castigat o etapă. La doar 24 de ani, Simone Tempestini are 2 titluri de campion mondial și 3 titluri de campion național absolut. Deși este italian, Jet Beget a decis să concureze pentru România în urmă cu 6 ani, iar de atunci face tot ce este posibil să poarte cu mândrie tricolorul pe mașina sa. Ce ar trebui să știu înainte de a-mi pune centura? Eu am pedala de accelerație? Nu ai nicio pedală, trebuie să fii dispusă să fii în mâinile mele și să te bucuri de experiența. Spune-mi pe scurt câteva lucruri esențiale despre bijuteria asta de mașină, pentru că eu m-am documentat și știu câte ceva despre ea, dar fă-ne să înțelegem ce o face special. În primul rând este 4x4 și are o transmisie foarte, foarte deșteaptă. Are 2 diferențiale mecanice și asta asigură să aibă o tracțiune deosebită și pe suprafața pe care vom alerga noi astăzi, pe suprafața de macadam, chiar dacă a plouat. Are 310 cai putere și are o cutie secvențială. Toate acestea, cu niște suspensii foarte performante, o să vezi că o vor duce, cum ar veni, la o viteză foarte mare și la o dinamică impresionantă. Așa pilot și așa mașina, experiența pe macadam a fost una de neuitat, iar după o plimbare cu Simone, condusul în oraș devine floare la ureche. Astfel de cursă, oricine visează însă la o competiție adevărată, lucru ce nu e chiar imposibil dacă luăm exemplul talentatului nostru prezentator, domnul Dani, care recent a urcat pe prima treaptă a podiumului la Mangalia Super Rally. Sunt curioasă, la ce vârstă te-ai apucat tu de sportul ăsta, așa, profesionist? Pentru că deja nu mai e doar o pasiune. Foarte târziu. M-am apucat acum vreo 5 ani și ceva. Uite, cum suntem noi acum la o filmare, eu eram tu. Am venit să documentez o treabă și de atunci un sfert din bugetul familiei s-a dus pe curse. Adică puteam să-mi iau un apartament bun în București. Deci de ce ai nevoie ca să te apuci de raliu la 30 de ani? Întâi de toate ai nevoie de un mentor, un om care să-ți arate principiile, pentru că nu are legătură foarte mare cu șofatul. În al doilea rând, ai nevoie de un mic buget. La început, pentru o mașină poate închiriată. Eu am început cu un Logan de împrumut, nu costă foarte mult o etapă, după care cerințele cresc și bugetele se schimbă. Dar în tot parcursul ăsta ai nevoie de ore petrecute în mașină. Vrei să treci de pe șosea, pe un circuit? Poți să o faci la orice vârstă? Le dai șanse celor care se apucă mai târziu? Absolut. Absolut, avem juniori, care înseamnă una, și avem debutanți, dar poți să fie debutant și la 40 de ani, adică și avem gentlemen care au început la 50 de ani, așa, e no limits povestea, doar să-ți dorești să visezi la asta.